Aproape 98.000 de oameni au participat pe 28 septembrie la alegerea deschisă a candidaților Partidului Democrat pentru scrutinul de pe 30 noiembrie. După o zi de alegeri, urnele cu buletinele de vot au fost aduse la centrul de totalizare a rezultatelor de la Chișinău. Alegerea deschisă a candidaților Partidului Democrat pentru Parlament și din start vreau să fac o declarație și să afirm că alegerea deschisă a candidaților PDM pentru Parlament a fost un succes. Deși este un exercițiu intern al partidului nostru, acest succes aparține celor aproape 98.000 de moldoveni, cetățeni ai țării noastre, care au participat la scrutin. Totodată vreau să menționez că este un succes pentru Republica Moldova. În ziua de ieri, cetățenii au demonstrat că ei vor să participe la luarea deciziilor și ei au un cuvânt greu de spus în acest proces. Noi suntem obligați să ascultăm de oamenii Moldovei din momentul în care ne asumăm răspunderea pentru viața, existența și viitorul lor. După ce vor fi anunțate voturile de către Comisia Electorală de Partid, va avea loc ședința Consiliului Național al PD, unde se va decide asupra variantei definitive a listei candidaților.